Următorii 4 ani vom trăi în întuneric. Presupun că și voi, la fel ca și mine, ați avut acest gând atunci când ați văzut rezultatele alegerilor parlamentare. Acum deja putem spune cu certitudine că acest scrutin a fost câștigat de Partidul Democrat și Partidul Șor. Partidul Socialiștilor și Blocul acum au obținut mai puține voturi decât s-au așteptat. Bine v-am regăsit, eu sunt Dorin Galben, iar astăzi vorbim despre cum hoții, corupții și populiștii au ajuns în Parlament. Alegători cumpărați, 10.000 de transnistreni aduși organizat, agitație electorală chiar lângă secția de votare, și interpreți fără demnitate. Iată, așa se câștigă alegerile la noi. Promit că episodul de azi va fi interesant, așa că pregătiți-vă popcornul și foc la ghem! Iată, cam așa a fost în circumscripția 33 din capitală, unde Constantin Țuțu a luptat cu Andrei Năstase. Domnul Țuțu nu va fi în viitorul parlament, oare cine o să citească proiectele de lege ale democraților? Ok, gata cu glumele, haideți să trecem la lucruri serioase. Nu o să mă apuc acum să vă prezint desfășurat rezultatele alegerilor, pentru că sunt sigur că le-ați văzut deja. Cert e că în viitorul parlament vor ajunge Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, Blocul Acum și Partidul Șor. Ținând cont că Partidul Șor este anexa PDM-ului, plus independenții, democrații vor avea în legislativ peste 40 de mandate. Vă dau eu o geacă de-a mea, vreți? Și eu vă dau un flac. Așa schimb numele. Acest rezultat este favorabil pentru PD și o catastrofă pentru PSRM și opoziție. PSRM a votat mixtul, PSRM nu a vrut să fie turul 2, acum PSRM suge degetul, iar democrații beau șampanie. Când îmi amintesc ce atitudine aveau unii cetățeni față de cei de la guvernare, acest rezultat îmi pare incredibil. Ia dați-vă de un ziar. Dar ce să facem de asta? Vai răspund, la alegeri participați? Nu. Dar de ce? Sunteți tânăr, activ, trebuie să veniți la alegeri. Nici își vreți să vă votăm. Cum nu facem nic? Veniți în coajă lecție să vorbim. Vreți să munciți ca să vă votăm. Dar normal că muncem, nu vedeți drumurile. Avem Din ăștia sunt foarte mulți, domnule Sârbu. Dacă mixtul n-ar fi fost băgat pe gât, dacă nu s-ar fi folosit resursele administrative, dacă n-ar fi fost cheltuite milioane de lei, dacă nu era manipulare, dezinformare și intimidare, sunt sigur că rezultatele ar fi arătat altfel. Dar avem ceea ce avem, iar asta înseamnă că Șor nu va ajunge de grabă la pușcărie, ci va sta relaxat în fotoliul de deputat. Acest lucru l-au decis cetățenii de la care a fost furat $1 miliard. Cred că doar în Republica Moldova se poate întâmpla așa ceva. Iar asta înseamnă că democrații vor guverna țara în continuare. De unde vor găsi restul deputaților pentru a obține o majoritate parlamentară, cred că este doar o chestiune de timp. Asul pe care l-au avut în mânică democrații îl reprezintă cei peste 30.000 de transnistreni care au luat cu asalt secțiile de votare de pe malul Nistrului. Cetățenii de acolo erau într-atât de responsabili încât au venit la secția de votare înainte de deschiderea ei. Uitați-vă! Ora 6.54. Când vine lumea la secție de la Casa de Cultură Rezina. Pridnistrovie deloc nu e indiferentă de ce ești faci la noi în Moldova. Oamenii au fost aduși organizat cu autobuzele. Ei nu plătesc impozite în Republica Moldova și nu contribuie cu nimic la dezvoltarea acestui stat, dar ne decid viitorul pentru următorii 4 ani. Moldovenii, ieșiți la votare. Nu le dați voie să ne hotărască nouă soarta. Ei bine, o parte dintre cei din stânga Nistrului, ci că ar fi fost aduși de către Dodon. Ia vedeți și voi care este prețul unui vot separatist. Vineri la Dăncilă la Zavod au venit și întreba care avem cetățenie moldovenească. Da, avem. Vă dăm 400 de lei și să votați pentru Dodon. Pentru Dodon, 400 de lei. Am înțeles, mersi frumos. Transnistrenii constituie doar un mic element. În ziua alegerilor a fost permisă agitația electorală. Prin urmare, în preajma secțiilor de votare au mișunat democrații, socialiștii și susținătorii partidului Șor. Cei care au votat cum trebuie au mâncat și frigărui. Este... Cetățeni fac frigărui chiar la lângă gardul secției de votare. Poliția cu dâns stă împreună, da, în loc să urmărească procesele electorale, poliția stă împreună, fac frigărui și respectiv avem alegeri cu frigărui împreună. Dar mai de la Valea este Șor. Păi loviți. Bună ziua, nu puneți mâna pe mine. Dar liniștiți-vă, doamne! Liniștiți-vă, liniștiți-vă!
mă, televizor. Iată să scrie-mă pe zmanie. Unele să le liniștească. Da. Și semnați voi aici. Vasea, o participat, nu participat. Da, noi, dar nu trebuie să-mi filmez totuși și fac eu aici. Din păcate, iată așa sunt unii oameni la noi. Își vând votul pentru un pahar cu vin și o bucată de carne. Nu toți și-au dat votul în schimbul unei felii de frigărui. Unii au preferat să ia bani. Domnul, timp pe asta scoate bani în portmoneu. Bună ziua. Ce vreți, ce ați vrut să faceți? Trebuie să vă plătească pentru vot? Nu? Dar pentru ce scoateți banii? Da, pâine, pâine câte 200 de lei. Ok. Opa, ci că banii nu erau pentru vot, dar pentru pâine. 200 de lei pentru pâine în preajma secției de votare. Numai mie mi se pare chestia asta dubioasă. Chiar dacă alegerile deja au trecut, nu trebuie să uităm de cei care au influențat rezultatul. Mai mulți interpreți și persoane publice de la noi au anunțat că susțin Partidul Democrat. Lui Nicolae Bodgros aproape că i-a curs o lacrimă. Cei care deja ne-au dovedit că se poate de făcut lucruri frumoase și a făcut lucruri frumoase în țara noastră este Partidul Democrat. Bodgros a susținut în 2014 pe Filat, în 2016 a ieșit la proteste cu platforma DA, iar acum cântă așa cum dirigează democrații. Păcat, păcate și că mulți colegi i-au urmat exemplul. Adriana Ochișanu, Iurie Sadovnic, Geta Burlacu sau Constantin Moscovici sunt doar câțiva dintre ei. Susțin Partidul Democrat pentru că au făcut ceva în țărișoara asta noastră. Lucrurile au început să meargă spre bine. E ordine și stabilitate. La alegerile pentru partide, votați pentru Partidul Democrat. Susțin Partidul Democrat pentru că au făcut ceva în țara asta. Văd cum se schimbă lucrurile, încet, încet, dar se schimbă. Dar treaba lor cu reputația lor. Pentru mine, adevărați eroi sunt moldovenii din diasporă care au parcurs zeci sau chiar sute de kilometri doar pentru ca să voteze. Ei au demonstrat că cei plecați în străinătate contează și că pot influența rezultatele de acasă. Un moldovean stabilit în Elveția s-a trezit la ora 5 dimineața doar pentru ca să ajungă la votare în Geneva. Iar asta e wow! Suntem la gară, în Schlierena, azi este 24, ziua alegerilor, 24 februarie. Și la moment este 5 și 50 minute. La 6 și 4 minute am trenul care merge spre gara centrală din Zurich și de acolo vom merge spre Geneva. În Geneva este unica secție de votare în Elveția și vom vota acolo. Toată ziua o să fim pe drum, 3 ore și jumătate pe direct, 3 ore și jumătate pe alta, cu trenul. Sper să nu fie mare rând acolo, în Geneva, că dacă o să fie rând mare, nu o să reușesc să împir înapoi. Sau o să trebuiască să nu merg la serviciu. Respect și plecăciune pentru moldovenii care au venit acasă de peste hotare doar pentru ca să aplice ștampila în buletinul de vot. Datorită vouă, Republica Moldova încă are viitor. Opusul interpreților care și-au vândut vot reputația și demnitatea este regizorul Viorel Mardare, care acum duce o luptă crâncenă cu cancerul și este internat la Institutul Oncologic. Păi iată, el a votat în spital și a scris cea mai emoționantă postare pe care am citit-o vreodată. O să o citesc integral pentru că nu este chiar atât de lungă. La noi, la institut, lumea nu votează pentru următorii 4 ani, ci pentru cât va da Dumnezeu. Va da. Dar votează. Mai au niște speranțe pe aici oamenii. Aici înțelegi cât de prețioși sunt de fapt niște următori 4 ani. Surpriză! Nu poți arunca votul pentru uninominale în această urnă teleportabilă. Sorry, uninominalule. Eu am pocnit cu ștampila pentru pace, sănătate și voie bună. Hai noroc! Și să nu mai fie durere. Și să nu-mi mai șoptească pe sub mustăți niciun doctor de la noi. Mai bine mergeți în Germania. Viorel a spus-o în felul său cât de important este fiecare vot. Ar trebui să le fie rușine celor care au avut de făcut câțiva pași până la secția de votare, dar au preferat să stea acasă și să nu-și piardă timpul lor prețios pentru niște banale alegeri. Păcat că nu toți înțeleg cât de prețioși sunt de fapt niște următori 4 ani.
Prieteni, cât timp tinerii au stat acasă, pensionarii ne-au decis viitorul. Totuși, odată cu aceste alegeri, nu s-a terminat încă nimic. Lupta adevărată abia începe. Eu sunt Dorin Galben, iar dacă vreți să fiți alături de mine în această bătălie, puteți să mă susțineți pe patreon.com/2galben. Doar așa voi putea vorbi liber despre cei care încearcă să ne fure viitorul. Și pentru ca să aflați primii despre ce va fi următorul video și cum îl filmez, vă invit să mă urmăriți pe Instagram. Dacă ați ajuns până la final, băgați un like, apreciați pagina Un Show de Doi Galbeni și distribuiți episodul de azi ca să-l vadă cât mai multă lume deșteptată. Și nu uitați, un om bine informat este un om greu de manipulat.